Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! În acest video ți-am pregătit etalarea zilnică pentru marți 11 mai. Hai să vedem pentru această zi de marți, în care avem faza de lună nouă în Taur, ce mesaje ne rezervă cărțile de tarot pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Interesant. În primul rând, pe partea de dragoste, avem aici doiul de săbii, o carte de blocaje. Blocaje emoționale, dar mai important, blocaje mentale. Pentru că săbile sau vocile sunt suita din tarot care ne vorbește despre gândurile noastre, despre procesele mentale care ne guvernează viața. Și doiul de voci sau doiul de săbii ne arată că aici blocajele sunt autoimpuse, cineva refuză să lase garda jos, refuză să îi permită celelalte persoane să se apropie prea mult. Această persoană care este în defensivă puteți fi voi sau poate fi vorba de partenerul sau partenera, de cealaltă persoană la care vă gândiți, sau în mai mică măsură puteți să fiți amândoi influențați de această energie. Vreau să vă atrag atenția că aici cu doiul de săbii nu vedeți adevărul exact așa cum este, pentru că sunteți legați la ochi, aveți o preliște, sunt aici niște elemente care vă împiedică să vedeți situația în adevărata ei lumină. Fie ați avut niște experiențe neplăcute în trecut, fie ați auzit de la prieteni, de la rude, ați văzut în jurul vostru niște exemple mai negative și pe baza acestor lucruri care vi s-au întâmplat vouă sau li s-au întâmplat altora în trecut, voi aveți aici niște idei preconcepute, niște gânduri care nu vă dau pace și din cauza cărora vă impuneți niște bariere, nu vă permiteți să vă deschideți cu totul față de cealaltă persoană. Și chiar dacă voi aveți impresia că vă protejați, de fapt, în realitate, vă faceți mai mult rău. De ce? Pentru că punându-vă aceste bariere, pentru că nu puteți să vedeți clar situația exact așa cum este ea, riscați să luați niște decizii greșite. Sfatul acestei cărți de tarot este să vă dați jos vălul de pe ochi, să vă spălați pe ochi, să vă uitați atent în jurul vostru, să analizați cu o viziune imparțială situația și atunci când aveți nevoie să folosiți cele două săbii, cele două voci pe care această carte vi le promite, vi le pune la picioarele voastre, vi le pune în serviciu vostru, să luați această decizie cu ochii bine deschiși, cu toate informațiile la îndemână, nu vă lăsați mânați de impulsuri, ci acționați cu calm și cu raționament, pentru că toată suita de cărți din setul de voci sau de săbii ne vorbește despre importanța raționalului. Pe partea de sănătate avem regele de săbii sau muza vocilor. Un mesaj foarte frumos aici pentru toată lumea pe partea de sănătate, o carte foarte pozitivă care vă readuce aminte de importanța strategiei. Și aici nu vorbesc de strategie pe termen scurt, ci de o strategie pe termen lung. Cei care o să începeți astăzi un tratament, o terapie, sau o să aveți parte de niște intervenții medicale mai mari sau mai mici, sub această energie de rege de săbii, lucrurile par foarte, foarte pozitive, o să aibă un final fericit, atâta timp cât înțelegeți că aceste schimbări care apar începând de astăzi în viața voastră vor fi niște schimbări pe termen lung. Aici ceva trebuie să se schimbe radical. Trebuie să renunțați la niște obiceiuri, trebuie să includeți niște obiceiuri noi și cu muza vocilor, astăzi mai mult decât în alte zile, este foarte important să vă gândiți la viața voastră, la sănătatea voastră pe termen lung. Nu acționați impulsiv, fiți calculați, fiți cumpătați. De fapt, la asta vă îndeamnă toate cărțile care au ieșit astăzi, pentru că toate sunt din suita de săbii, din suita de voci. Și în toate aspectele vieții voastre astăzi este foarte important să acționați cu calm, să analizați foarte atent situația,
și doar după ce sunteți siguri că aveți la îndemână toate datele problemei, că ați înțeles pe de-a întregul ce se întâmplă, să luați o decizie și să acționați în consecință. Astăzi e mai degrabă o zi de analiză decât de acțiune. Pe partea de afaceri, bani și carieră, avem aici pajul de săbi sau pajul vocilor. Aveți grijă în această zi de marți, pentru că e posibil să vă ia gura pe dinainte și să spuneți anumite lucruri care nu ar trebui spuse. Sau anumite lucruri pe care voi le spuneți să fie auzite de niște oameni care n-ar trebui să audă lucrurile respective. Și aici văd două posibilități majore. Una ar fi că o parte dintre voi e posibil să ia parte la niște obiceiuri mai neplăcute, cum ar fi bârfa, și să nu vă dați seama cine vă aude sau ce spuneți, cui spuneți sau ce relații și cunoștințe au oamenii care vă aud bârfind și cum merg mai departe să transmită aceste informații. Aveți foarte mare grijă și astăzi mai mult decât în alte zile, feriți-vă de astfel de obiceiuri proaste. Nu bârfiți, nu vorbiți pe la spate, pentru că o să se întoarcă cuvintele împotriva voastră. Cealaltă opțiune aici cu pajul de voci, o văd ca o mare posibilitate sau un mare risc de greșeli în afaceri. Fie că vă lăsați parolele pe birou și la îndemâna unor oameni care n-ar trebui să le vadă, fie că trimiteți un mail cu niște informații confidențiale către niște persoane care n-ar trebui să vadă informațiile respective. Aici trebuie să fiți foarte atenți la siguranța datelor, la toate tranzacțiile bancare, financiare care o să le faceți, mai ales în mediul online. Asigurați-vă că sunteți ok cu parolele, asigurați-vă că în lista de distribuție la un mail apar doar persoanele care chiar trebuie să aibă acces la acele informații. Aici verificați de 3 ori înainte să acționați, pentru că pajul de săbi riscă să greșească din grabă. Aici graba strică treaba, așa că aveți grijă. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card de înțelepciune, un mesaj suplimentar de la aceste cărți oracol pentru această zi. Hai să vedem ce mesaje suplimentare au cărțile oracol pentru noi astăzi. Marți, 11 mai, ziua în care avem faza de lună nouă în Taur. Mesajul pentru toată lumea este următorul. Mă eliberez de toate nedreptățile vechi și îi iert pe toți, inclusiv pe mine. Nu pot regla niciodată conturile. Răzbunarea nu dă rezultate, întrucât ceea ce dau, aceea primesc înapoi. Trebuie să se oprească undeva acest ciclu. Un mesaj foarte frumos, care vine și completează această suită de cărți de voci, de săbi, care a apărut astăzi și care vă readuce aminte într-un mod foarte frumos că universul în care trăim este de fapt format din energie și toate interacțiunile pe care le avem sunt de fapt niște schimburi de energie. Iar dacă vreți să primiți lucruri frumoase, lucruri pozitive, trebuie ca și voi să dați în univers aceeași energie pozitivă, frumoasă, de iertare, de bunătate și de acceptare. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!